Are și informațiile. Acestea sunt, așa se jucau meciurile Timișoarei înainte de a se construi stadionul. Nu, asta e pe știința veche. Pe știința veche, exact. Deci, spuneți, domn profesor, oamenii de muncii veneau cu... Cu bănci, cu scaune, da, am trăit perioada. Ați trăit momentele astea? Da, sigur. Sigur. Eram prin copaci, dacă te uiți bine, mă găsești. Da, uitați, Almitere era o atmosferă câmpenească, așa da, cum... Da. Uitați, oamenii par mai puțin încruntați. Este publicul anilor 60. Da, e publicul de început al anilor 60, iar uitați câtă lume, e incredibil, acum pentru cine știe stadionul de știință, pare greu de imaginat. Și acum o imagine a Timișoarei de la începutul anilor 60, în care nu vedem urmă de bloc. Poate fi șocant pentru cei care știu stadionul Dan Păltinișanu și știu Timișoara, faptul că nu e nicio construcție înaltă acolo din beton armat. Și iată momentele de construcție cu... Ați asistat la meciul ăsta, la momentul ăsta inaugurării stadionului, domn profesor? Da, a fost un cuplaj între Politehnica, Voivodina Novi Sad, o echipă maghiară din Budapesta, nu știu care, și încă o echipă, cred că tot din Iugoslavia, Zrenjanin parcă, așa. A fost un cuplaj frumos cu ocazia inaugurării. Dar vreau să spun totuși că este o lucrare faraonică, gigantică. Pe care... Și uitați în ce condiții făcută, în ce condiții s-a... Par... Este un efort de piramide aici. S-au adus, uitați, n-aș putea evalua, sute de mii de tone de pământ, nu știu cât, n-aș, poate și mai mult, milioane, ca să înalțe această tribună pe un teren plat, pe un teren leștinos. Aici au fost niște bălți. Dar cine știe, poate dacă Poli are în actualele condiții cu statutul pe care are nevoie de imagine, astea suntem dispuși să... facem și noi parte din istoria modernă, cu atât mai mult cu cât, Adi, am înțeles că în planurile edililor județeni există intenția de a se construi un stadion cu prelată, cu... Nu? Există mai multe planuri, din câte am înțeles eu, există și posibilitatea ca acest stadion să fie acoperit, iar când mă uitam la aceste imagini, mă gândeam... Ia uite, uite, uitați, imagini din 1960, așa arăta stadionul la începutul anilor 60. Mă gândeam că de mulți ani în România nu s-a mai construit un stadion. Nu, echipa națională, de-al minteri, maestru Mitică Dragomir a fost, și când spun maestru, am în vedere partea frumoasă a lucrurilor, spunea săptămânile trecute că vom fi nevoiți din lipsa unui stadion să jucăm la Budapesta sau la Viena. Stadionul Politehnic e construit în asemenea de atunci. Lucrurile care se adaugă, un scaun de plastic, o tabelă electronică, sunt elemente de cosmetică. Apropo de ceea ce spunea Dumitru Dragomir, oamenii când nu sunt băgați în seamă, uneori se bagă singuri în seamă. Dar, ia uitați cum se aduce, domn profesor. Nu mai întreb pe domnul. Dar uitați că se aduce iarba, domn. Vedem și noi asta. Eu am reținut în această săptămână o declarație a președintelui Federației Române de Fotbal, care spunea că în aceste preliminari vom juca și la Timișoara. Și rețin un interviu pe care președintele Consiliului Județean Timiș l-a acordat Radio Timișoara și în care spunea: în momentul acesta avem cel mai bun stadion din țară, Naționala nu mai are niciun motiv să nu vină aici și eu cred că autoritățile locale vor avea ambiția să aducă, sunt curajos, poate spun mult, chiar Olanda aici. Domn profesor, credeți în destinul acestui stadion? Acum vedem momente de la lansare. 1 mai 1963 era data, cu tramvaiul, așa cum arăta el, și cu fanii. Acesta este a priori Comando Viola Ultra Curva Sud, nu? Ăștia sunt. Da. Dar ce ați rămas, domn profesor? Ce sentimente? Vă trezesc imagini pe care... Nu, da. Le-ați mai văzut până acum, fiți sincer. Da, e trist să ai asemenea nostalgii, să retrăiești momentele de acum 40 și nu știu câți de ani. Și implicit meciul și cuplajul de atunci, inaugurarea unui stadion pe care Timișoara l-aștepta, îl merita din plin și pe care îl jucăm, pe care jucăm și astăzi și la care ne gândim să îl modernizăm. Este un lucru oarecum șocant și frumos. Pentru fiecare dintre noi există nedrept sentimentul că fotbalul începe odată cu momentul în care noi înșine ne-am dus la stadion. Dar e important să ne spuneți, e vreo diferență între... Uitați, astea sunt întreprinzătorii particulari, nu, domn profesor, din vremea respectivă, de la stadion. Particular ai statului. Particular ai statului. Nu, știi că o diferență că... Care e diferența asta? Că atunci era mai aprovizionat, mai cu gust, bufetul stadionului, bufetele stadionului... Vânzători ambulanți erau mai diversi, mai serviabili, venea cu înghețata până la scaunul tău. Nu știu dacă erau atâtea semințe câte sunt astăzi, în niciun caz
Nu cred că mai ales pe jos. Se rănțuiau atâtea semințe care este, eu știu, un aspect de ușoară civilizație, ce să-i spun, nici africană măcar. Momentul în care lideri, importanți lideri... Ritter, arbitrul internațional român, mare jucător al CFR-ului, arbitrul internațional. Ia uitați ce spuneați dumneavoastră, domn profesor, cu înghețata la... Da, da. Da, și imagini de la primul era... meci jucat pe stadionul Dan Păltinișanu. Era Ștrulii care striga, loviva setea, neamule. Era un vânzător pitoresc al stadionelor noastre. Și am văzut de atunci exista obiceiul ca la Timișoara să vină și public feminin la stadion. Bine, mai puțin semnificativ fotbalul, nu o să vorbim despre asta. Uitați, și câțiva mâncători de semințe, ca să fiu în ton cu dumneavoastră, domn profesor. Intenționăm, da, de asemenea, că folosim... Uite, era plin stadionul. Da, era plin stadionul. Momentul ăsta nu e trecut în retrospective, în general.